Cel mai frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt, mama. Ce dulce. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Avem nevoie de doamna Galina. Eu sunt. Doamna Giata, dumneavoastră sunteți. Da. Suntem de la Editofnița și oferim serviciul flori pentru tine. Stimată doamnă, acest buchet de flori este pentru dumneavoastră. Mulțumim. Și pentru masa de sărbătoare, iată, aveți și așa o surpriză dulce. Mulțumim. Și o șampanie. Când prea mult mă împătam. Și eu sunt bani cântă. Și vă întrebăm dacă intuiți din partea cui vine această surpriză. Gata, dar cu cine îmi pare? Să știți că vin de la cele mai scumpe persoane care vă iubesc nespus de mult. Ascultați și mesajul care vi-l transmit. Dragă noastră mămică, dacă ar fi să fie avut aripi, la sigur, kilometrii ce stau între noi nu erau să fie motivul pentru care acum nu te putem cuprinde strâns și să-ți spunem dulce la mulți ani, scumpa noastră. Azi îți mulțumim pentru tot ce ai făcut și continui să faci pentru noi. Datorită ție, noi astăzi avem un nume, un destin, un drum în viață. Datorită ție, astăzi avem bagajul sufletului plin cu amintiri, vise și învățături. Datorită ție, astăzi noi am reușit să fim cineva care să te bucure și să te minuneze. La mulți ani, mămica noastră scumpă, te iubim la infinit. Să ai parte de tot binele din lume, de toată dragostea posibilă și de zâmbete multe atât pe chip cât și în suflet. Să ne trăiești, să ne înflorești, să ne fii mereu sursa noastră de viață, putere și speranță. La mulți ani! Mulțumim! Cu dor și cu mult drag semnează fica Lucia și generele Ion, feciorul Ion și nora Viorica, nepoții Sorin, Ana, Anatole. La mulți ani și multă sănătate vă urează și soțul dumneavoastră, Vladimir. Mulțumim! Care cu toții vă iubesc nespus de mult. Mulțumesc mult și mie, tare, îți mulțumim! Și oră! Nici nu m-am așteptat așa la șeaba. Nu m-am așteptat așa ca să-mi fac mie, dar ei se venit acasă cu mai mare ca tu. La mulți ani! Le mai transmiteți ceva? Le spun tare mult, le mulțumesc și sănătoși și să venit acasă, acum că mai mare cadou încă. Dar le mulțumesc, nu este cadou, că au grijă de mine. Da, mulțumesc!